Premiul pentru contribuția la comunicarea excelentă a FPPG cu mediul de decident și cu publicul larg, Daniel Apostol. Îl merită din plin. Daniel Apostol. Datorită lui Federația s-a dezvoltat enorm. Premiul pentru contribuția la comunicarea excelentă a FPPG cu mediul decident și cu publicul larg. Felicitări, Daniel. Uite cum ai făcut-o tu, Pancuța, să spună mai multe vorbe, deși nu vroia. De la începutul galei tot tragem de ea să ne vorbească mai mult, să stea mai mult pe scenă. Dacă nu ai emoție când ești în fața unui microfon, înseamnă că ești blazat. Și eu încerc să nu fiu blazat, recunosc că am emoții și îți mulțumesc frumos pentru emoția pe care mi-ai construit-o. Domnul Adrian Vasilescu, care este prezent în sală, m-a învățat, ne-a învățat pe mai mulți dintre cititorii domniei sale, cu ceva vreme în urmă, că înțelepciune în greacă veche se traduce atitudinea corectă față de realitate. Eu aș vrea să privesc și să primesc cu deplină emoție ceea ce și fac personală și să trăiesc cu emoție acest moment. Nu pot să fiu ipocrit, să nu mă bucur în plan personal. Însă dacă e să folosesc definiția domnului Vasilescu și dacă e să privesc cu înțelepciune și să trăiesc cu înțelepciune momentul, atunci atitudinea corectă față de realitate este că primesc acest premiu în numele echipei de la FPPG, fără de care tot ceea ce am făcut noi anul ăsta nu ar fi fost posibil. Transmitând astfel spre toți colegii mei din Federație mulțumirile pentru întregul sprijin, întregul suport pe care l-am avut ca să contribuim la un proces de educație prin educație economică pe sectorul energetic, printr-o comunicare cât mai corectă și cât mai transparentă. De aceea este firesc să mulțumesc și tuturor colegilor de profesie, colegilor mei ziariști, fără de care acest proces de comunicare către public n-ar fi fost posibil. Și nu în ultimul rând, trebuie să mulțumesc gazdelor pentru minunata seară pe care ne-au oferit-o și pentru faptul că ne-au demonstrat că dacă ritmul de creștere economică record al României nu se pupă cu nivelul de dezvoltare, ritmul lor de creștere din ultimul an se pupă cu dezvoltarea cantitativă și calitativă a tot ceea ce fac. Vă felicit și vă urez un an nou cât mai bun. Tuturor de altfel. Seară bună! Felicitări, Daniel Apostol!